Haideți, domn Sergent, lăsați că o să iasă soarele și pe strada dumneavoastră, să vedeți. Când, bă, Vandame, când? Că la film n-am avut succes, în dragoste canci. Auzi, bă, să nu găsești o iubitică de atâtea episoade, mă. Sunt ultimul om, eu, mă. Dar nici eu nu mi-am găsit, domn Sergent. Mă rog, sunt penultimul. Crezi că mă căzește cu ceva? Domn Sergent, iubirea dintre doi oameni e ca doi magneți. Dacă nu vor ei, nu se atrag. Uitați, îl pun pe ăsta aici și îl întorc pe ăsta invers. Vedeți? Dacă nu vrea, el nu-l atrage. Cum îl întorc pe ăsta la invers? Ați văzut? Imediat l-a atras. Ai că zis să întorc pe Emma cu spatele la mine, că imediat ea se lipește de mine, a? Sunt șanse, dar trebuie să aflați ce polaritate are. Oricum, merită să încercați. Hai, baftă! Auzi, stai așa, mă, ia lasă-mi și mie magneții ăștia, mă, să mă ușor la ei, să studiez un pic fenomenul. Da, aveți grijă de ei, da? Că... Da, cadă ochii din cap. Să trăiți. Care vă zic că dacă sunt așa spădos, dacă sunt așa, sunt ca Emma. Mă trag de mărlanul. Nu mă trag, mă trag. Nu mă trag, mă. Ce chestie, mă. Ai dracu, magneții ăștia, mă, tari ca piatra, greu să mai pilești, auzi? Păi, eu zic că ajunge câtă materie primă am făcut, să pun aceea în sucul ăsta. Gogoșica! Ce gogoșica, că sunt zeu un sexul. Continuați, că eu nu mă uit, nu mă interesează pe mine. Apropo, știți ce polaritate aveți fiecare? Polaritate? Adică care-i plusul și care-i minusul, bă, dobitocule? Că alminte nu mi-explic cum dracu vă atrageți, că sunteți pe plus și pe minus. Mărlane, te simți bine? Mă rog, să te pocnesc ca să-ți dovedesc? Gogoșica! Bă, tâmpitule, mă, până ai văzut și tu la televizor, bă, că oamenii te enervezi ca ciunga în traistă. N-ai văzut și tu la televizor că oamenii e de mai multe feluri? Oamenii e pozitivi, e negativi. Uite, eu de pildă sunt pozitiv, că m-am testat azi din orice, mama dragă. Au, ești pozitiv? Normal. Ia, hai să vă verific și pe voi, că să văd care cum sunteți. A, nu mă atinge! Dă-te-mă la o parte să verific! Ce ciufută, bă! Ia, stai să te verific! Da, iartă-mă, nu vreau! Pardon? Stai, Sergent, că-s femeie gravidă! Dă-le măsa de tâmpit, gineu cu aici, stai aici lângă mine, cam o treabă cu tine, foarte important, trebuie să facem un experiment. Experiment ce fu? Nu, bebele nu trebuie pus în pericol. O, făi, că-i fără violență, ai răbdare! Ia aceea, stai ți-l ameste, bine? Ia și crapă în tine. Eu nu beau acidulat, bebe. Azi, cu ea. N-ai nimic, iete, îți dau praf, ia. Nu vreau. Ce are, făi, că-i bun, uite, beau și eu. Ce-i asta? E supliment de magnet. Ăsta de magneziu. Ia și crapă că e bun pentru copil, pentru bebe. E... Bagă, 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 bagă tot! Simt. Adea, dracii, dacă nu am avut dreptate, tâmpitul, funcționează! Ce-i asta, șeful? Magnetismul, făi, de... Magnetismul dintre un bărbat și o femeie funcționează! Dar trebuie stimulat cu de-asta! A mea e Emma, doamne! A mea e Emma, dacă nu să stea cu lipită de mine ca barca de scrisoare, auzi? Adică asta face ca să ne... Exact, iepuraș! Crește atracția dintre plus și minus, adică dintre bărbat și femeie, că noi bărbații e pozitiv, femeile e negative. Dar de ce femeile sunt negative, a? De panarame, ce sunteți? Că mergeți pe la mall-uri și ne cheltuiți banii. Și atunci nu rămânem pe minus, că ne cheltuiți, că noi avem un plus, dar ne luați voi să-mi bine divar focul. Că m-am și enervat.
Ia și crapă, tine! Da, șef, a recunoscut-o singur, în fața noastră! Mă, Mârlanu? Da. Cum dracu să fie pozitiv, mă, că ăla n-a mai fost la femei de... Ne, știți dumneavoastră? Păi dacă a fost la... pe centură. Păi puteți dumneavoastră să băgați mâna în foc pentru el? Îl omor. Îl omor. Dar de fapt ce să-l mai omor eu, că-l omoară boala? Ce mă fac? Trebuie să-l izolez, nu? Corect. Și preiau eu prerogativele, nu? Nu puteți să-l izolați, asta e discriminare. N-aveți voie să eliminați din colectiv persoanele seropozitive. Păi dacă aud aia de la Bruxelles, iese scandal mare. Și ce mă fac? Hai mă, Pipilico, lasă-mă. Sunt obosit, n-am chef acum. Păi normal că nu mai ai chef, că de când am făcut burtică nu mai corespund. Sunt doar o balenă. Iar exagerezi. Sunt doar puțin slăbit, atâta tot. Serios? Da. Atunci e asta. Ce e asta? Un supliment alimentar, magneziu am vrut să zic, pentru anemia ta. Adică să înghit eu chestia asta? Da, Bibilăi, să vezi ce bine o să fie după. Stai mă, Bibilică, totuși... Înghit, am zis! E, las că vezi tu, domnul Pupăză. Hai să o pun toate. Să fie mai tare. Aoleu. Ce faceți, mă? Cum a fost? Ne-a rupt bestia, șeful. De mă, dacă n-a știut să apreciați Mârlanu, aveți gogoașa înfuriată. Auzi, mă, Pupăză. Vezi că ți-am făcut aici un cocktail de vitamine, mă, să te refaci, că știam că vă îndoie ăsta. Ia, prietenul la nevoie-ți cunoaște. Mulțumesc, șef. A, da, e acidulat, eu nu beau așa ceva. Nu e acidulat, e cu vitamine, băi, e energizant ca să te hidratezi, că dacă ești deshidratat, ești de-a dracu. Mă înțelegi? Dar un gust de... De energizant, că asta e energizant, e ca să fii hidratat, să nu-mi cazi mie, porbă, că-s eu răspunderea ta. Mă rog, sau invers. Hai, bea, bea. Ce faci, băi, Pupăză, bei înaintea superiorului? Hai, dă-ți. Ia uite, bă, că tu pe capul lui. Bun. Asta se confiscă. Ca dovadă că ai fost obraznic și n-ai respectat superiorul. Dați-mi sticla înapoi, domnul Sărge. Bravo, mă, Pupăză! Gogoașă! Îți par botul ăla, îți plătești ușa! Și tocul și zidul! Bravo, mă, Pupăză, mă! Am bază în tine, mă! Știam că mă rezolv cu puțitul ăsta de gogoașă! Ce faci, mă? Dai brâși că te nebunesc! Eu n-am... Dau una peste botul! Ce smardoi te fac vitaminele astea! Păi dacă știam eu, am o damigean. Wow, ce cafea e asta, mă? De ce? Nu știu, are gust de coclit. Ți se pare ție de cofeinizată și de asta. Le-am pus-o în cutia cu cafea, domn sergent. Dar sper că ai pilit de la minus, nu? Am pilit de unde mi-ați arătat dumneavoastră. Dar are vreo importanță? Normal că are tâmpitre, că a băut de la plus. Și ea trebuie să bea de la minus ca să ne atragem, mă, tâmpitule. Că... Văzut? Plusul și minusul e la fel la toți magneții? Nu știu. Păi ce nu știi, depitule, că lui Pupăză i-a împilit în ăla al magnet? Dacă nu să... Apropo, mă-i certa cu ema? E, tot la cuțite sunt.
Ce dracu de cafea asta? Nu știu, șef, am luat-o și eu de la fete, că noi nu mai avem. Și ai fiert-o în ibric coclit? Ieși afară de aici! Ieși! Mărlane! Ordonat, șeful, m-ați chemat? Dar ce ai spățit? Nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a lipit lingurița asta de mână, parcă aș avea magnet. A, da, să faci... Na. Stai departe de mine. A, da, corect, că eu sunt pe invers și dacă mă aprobine... Ești pe invers! Da, da, pozitiv, că m-am testat. Deci e adevărat? Normal, hai să... Na, nu te apropia de mine, mă. Tată, eu înțeleg că ți-au luat o hormonii razna de la sarcină, dar eu nu sunt de aia. Da? Nici eu nu sunt de aia, da? Dar nu știu de ce, nu pot să mai mă deslipesc de tine. Cred că e de la magneziu ăla. E curaj, nici eu nu sunt, să știi. Pune mâna să vezi cum mișcă. Ce-ai, dragă? Nu știu, mă respinge. E, na, cum să te respingă? Nici nu te cunoaște. Hai. Nu știu, nu pot să-l ating. E mai bine că pe mine nu vrei să mă atingi. E exact ca un cărț. Mi-ai lăsat cu burta la gură și acum mă găsesc respingătoare. Nesimțitule, ieși afară, am zis! Mine, tu dai într-o femeie gravidă. Ai făcut tu asta pentru mine? Normal, iubi. Și dacă nu era șeful să mă trimeață la generalul Lupește, am fi avut cea mai romantică seară din întreg mapamondul. Dar ce zic eu din întreg mapamondul? Din întreaga cala lapte, dacă cunoști astrologie de-asta. Hai, vină încoace, fraierule. Iubi, vin! Și-am venit! Iubi, nu pot! Fiorete, deja m-am săturat de timiditatea asta ta. Vină odată! Da, nu sunt timid! Eu vin, fii atentă! Da, nu... Dă mâna încoace, băbălăule! Da. Iubi! Ce dă... Iubi, hai, da. Gata, dă-te jos. Da, trebuie să mă duc la filmări, hai. Hai că nu pot. Cum nu poți? Încetează cu chestiile astea, chiar ne supărăm. Dar nu pot, pe bune. Iubi, te rog frumos, dă-te jos. Să știi că dacă încerci să rezolvi ceva cu chestia asta, te înșeli. Hai, dă-te jos. Hai, mă, te rog frumos, dă-te jos. Iubi, să știi că tot prind un moment. Că voi, femeile, trebuie să ajungeți des la toaletă, că aveți vizica mică. Te rog frumos, nu te juca cu mine, că mă enervezi, haine! Lasă că-ți o cochi, bine? Fă pipi că vine tren, fă pipi că vine tren. Nu pot, tu te-ai tâmpit, m-am lipit de tine. Crezi că de filmele tale nu mai pot eu? Da? Și încerci să mă prostești pe mine cu chestia asta acum, nu? Caporal, bine că ai venit, te rog frumos, ajută-mă să mă dezlipesc de femeia asta. Hai, trage-o de ea. Hai, măi, ordin, trage odată. Țeapă! Ariana! Ce-i faci, mă, nesimțitule? Aha. Crezi că mă faci geloasă dacă o pup pe prietena mea? Bine! Mârlane! La ordin, prințesa mea! Mârlane, crezi că poți să-mi faci și mie ce-i face scârbosul ăla Ariane? A, nu, că și mie... Știam că te atrag! Vino!
Ce faci, mă? Cu ce mă împingi? Cu... magnetismul ăsta al meu, cu... Eu vreau să te pup, nu-mi explic! Păi, pupă-mă odată! Ai! Bă, ce dracule că nu merge! M-am prins! Van Damme trebuie să fie doi! Van Damme, unde ești că te omor, mă? Rămâneți cu noi, revenim imediat! Să dispar din ochii mei, brută! Bibilico! Bibilico, sigur trebuie să există explicații! Ce mama dragului! Poate fi de la magneziul ăla pe care mi l-ai dat! Serios? Ăla trebuia să ne lipească trașcă! Dar, de fapt, ce vorbesc? Că pe mine m-a și lipit? Uite! Brută, ce ești insensibilă! Bibilico, te rog frumos, mai ușor cu acuzațiile! Poate aude copilul și crede că e adevărat! Și ce, vrei să spui că nu e adevărat? Eu m-am lipit singură sau ce? Mă faci ile bun acum! Afară! Ieși! Ieși, am zis, ieși! Ne vedem la tribunal, brută! Nu uită! Ține-mă tare, nu-mi da drumul, că parcă văd că acum am iar fug la ușă ca tâmpitul! Ține, ține, ține! Să trăiți! Ia uite-a, bă! Chiorete, ce faci? Chiorete, dăm drumul imediat! Da, șefa, am înțeles! Nu pot de zile, mă atrage! Aha, de asta n-ai putut tu să... cu mine! Desiret, cum poți să crezi așa ceva? Chiar așa? Cum poți să-ți permiți locotenente să insinuezi despre un colonel că... Eu vorbeam despre Chiorete, șeful. Nu știți când i-am făcut tratamentul că avea porniri de-astea homo? Nu s-a pupat cu pupăză! Chiorete, ia slabele după mine! Da, șeful, stați că... Nu pot, șeful! Mă trageți! Desiret, tu ai nebunit, tu știi că mie îmi plac fetele, dragă! Exact! Îi plac fetele! Bravo! Bravo, Chiorete! Da, mă? Și dacă îți plac fetele, de ce n-am făcut, mă, dragoste până acum niciodată? Și... Da, ce? N-ați făcut dragoste până acum? Adică tu ești încă domnișoară? Să nu exagerăm! Chiorete, ia-ți la bără după mine că te omor! Van Damme! Lua-te-o! Ce-am-te, mă! Mă scuze, șeful! Aolo, adică voi toți sunteți o gașcă de... Mamă, cu cine vreau eu să mă mărit, perfidule? Rane, dă-mi drumul imediat, că dacă îmi dai sida, nu știu ce să fac. Are sida? Am sida? Rane, dă-mi drumul imediat, că te împușc. Eu încerc, șeful, dar nu poți, nu vedeți că... Șeful, ce faceți? Șeful, potoliți-vă, șeful, nu! Au mor! Hai! Domn sergent, vă simțiți bine? Ați ațipit, domn sergent. Eu? Eu n-ațipesc niciodată, bă, tâmpitule. Eu meditam la subiect. Despre ce vorbeam? Despre magnetism, domn sergent.
Auziți, eu nu înțeleg de ce plusul cu plusul nu se atrag. Că doar sunt frați, nu? Sau le e frică să nu fie incestuoși? Mărlane, tu te simți bine? Vrei să te prezenți ca să-ți dovedesc? Păi bate-n pitră, n-au zis tu la televizor că oamenii e de două feluri. Pozitiv și negativ. Îți spui eu sigur că m-am testat și adineauri. Și cum ești? Tâmpit că stau de vorbă cu tine. Mamă, și că e nebun, așa e de geloasă. L-ați văzut? Deci voi sunteți o întreagă gașcă de... Cu cine vreau eu să mă mărit? No, nu! Mărlane, dă-mi drumul mie, că dacă... Da! Ram-tam-tam! Da, cum pe care m-am testat?